Parcările amenajate pe marginea șoselelor s-au transformat în coș de gunoi pentru unii dintre participanții la trafic. Drumarii găsesc o gamă vastă de deșeuri aruncate la voia întâmplării, iar de data aceasta au descoperit un morman de piei de oi în apropierea carosabilului între Coșevița și Ohaba. Dacă sunt prinși, cei care se debarasează de gunoaie pot fi amendați cu până la 6.000 de lei. Ce mai aruncă oamenii prin parcările de pe drumurile naționale? De la peturi, la ambalaje, haine, obiecte de mobilier și mai nou, piei de oi. Descoperirea a fost făcută de către drumarii care desfășurau activități de salubrizare și igienizare în parcări de pe drumul național 68A între Coșevița și Ohaba. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara atenționează participanții la trafic cu privire la faptul că drumul nu este coș de gunoi. În zona de siguranță a drumurilor și podurilor, locuri de parcare, oprire și staționare, este interzisă aruncarea deșeurilor. Prin nerespectarea acestor reguli se pot aplica amenzi de până la 6.000 de lei și se poate dispune confiscarea mijlocului de transport.